Ziua, dragii mei, sunt Arotela cu partea a doua. Am vorbit foarte mult la prima parte, sper că nu v-ați plictisit. Mi s-a părut interesant. Cu partea a doua, despre viața voastră intimă, pentru peștișori, soarele, lună, Venus, ascende, nodul nord, în peștișori. În timp ce am amestecat, am văzut diavolul, cineva este clar obsedat, chiar e obsedat că vorbim acum de obsesie sexuale. Are simte multă pasiune, arde ca, nu știu, ca un foc foarte mare pentru voi. În fine, cărțile s-au oprit la magician și la asul de spade. Persoana aceasta, iar, și trei de nu valetul de bâte. Deocamdată, ia uite împăratul. Posibil pentru unii să fie cineva născut în aprilie, taur sau berbec. Poate să fie așa alt semn, evident, o persoană care nu arată câtă pasiune are pentru voi. Da, moartea care se transformă, da, 8 de bâte care se transformă. Văd și balanță în contextul ăsta. Oricum, există o discuție între voi și încă cineva, în care unul dintre voi vrea să-și exprime pasiunea nebună și celălalt este mai reticent. Este normal, este Venus retrograd în Gemeni. E normal să se întâmple așa ceva. Posibil vă întâlniți unii dintre voi într-un parc și dacă aveți această parte de această discuție și să clarificați niște dezamăgiri, reușiți să manifestați un nou început. Evident că din punct de vedere sexual aveți toate resursele și voi și ei și s-ar putea să se creeze o legătură, da, foarte puternică între voi doi, dacă vă dați șansă, că era vorba de vă dați șansa la dragoste. Peștișori, soare, lună, Venus, ascende, nord, în peștișor, iunie 2020. Ia să vedem. Peștișori. Sunt multe, ia. Câte sunt aici? Ia. Interesant, au venit patru cărți. Ok, le lăsăm pe astea. Sunt patru, nu sunt prea multe, totuși. De obicei luam trei, dar au venit patru. Șase de monede, regina de bâte, regele de monede și șapte de monede. Despre viața voastră intimă. Posibil că ați așteptat pe cineva care de care v-ați simțit și voi atrași, tentați. I-ați așteptat. Destul. Destul. I-ați așteptat pregătiți și voi plini de pasiune. Și vine. Pentru că după șase de monede vine regina de bâte. Posibil, dacă este semn de foc, să vă ofere și pasiune și stabilitate. Dacă e semn de pământ, vă oferă pasiune, pentru că în spate dacă e semn de pământ, semnul de pământ. Cine reprezintă acest rege de monede? Dacă este un rege de monede în viața voastră, are în spate un șapte de monede. O relație în care încă este legat. Asta pentru să vă și arăt așa pe scurt, deși nu prea am voie să arăt cărțile mai nou, da? Este o legătură. Este într-o relație cu altcineva. Și șapte de monede înseamnă și o așteptare. O așteptare până la. Se mai gândește acest rege de monede dacă investește în voi, în relația cu voi. Asta pentru că e în spatele lui, așa simt. Dacă este semn de foc, semnul de foc v-a așteptat pe de-o parte. Dacă sunt două semne, foc și pământ, iar apare. Am zis, regele de monede, bărbat, femeie, ce-ar fi, mai are pe cineva. Văd și altă culoare a părului, da? Mai are pe altcineva. Semnul de foc. Vă vede seducătoare, frumoși, pasionali, seducători, cum o să fi voi, bărbați, femei, simte multă pasiune în față de voi, dar, eventual,
Posibil a trăit, pentru că 6 de monede în general este o viață, o relație dezechilibrată, nu echilibrată. Probabil că lasă în spate o relație dezechilibrată. Aici nu sunt legături ca la 7 de monede, cum am văzut mai devreme, este doar o așteptare. Probabil acest personaj a așteptat, ori va aștepta pe voi, ori a așteptat persoana cu care mai era înainte de voi, să-i satisfacă și probabil că nu au fost satisfăcuți din acest punct de vedere. Astea sunt mesaje separate. Acum, despre viața voastră personală. Să zicem că vă echilibrați pasiunea și în momentul în care aveți un moment de intimitate cu cineva pe care l-ați așteptat de mult timp, poate și voi ați așteptat acest semn de foc, reușiți să creați stabilitate, o stabilitate care vă va lega în timp. Am zis mai devreme și la asul de spade. Vă leagă dacă vă dați șansa. Dacă vă dați șansa, vă oferiți încrederea, dacă sunteți vulnerabili, dacă nu vă ascundeți. Chiar dacă această relație stabilă pe care o puteți crea cu semnul de foc vine în timp, trebuie să mai așteptați pentru această stabilitate, vine. Va veni pentru că la capătul setului de cărți se oprește la 8 de monede, da? Persoana e doritoare să muncească în relație cu voi. A decis, vrea să vă ofere această șansă și voi, dacă vreți să-i oferiți această șansă, acest trandafir al acesteia, da? A decis. După ce a avut niște conflicte mentale, după ce poate chiar a fost gelos, dacă sunt două persoane, foc și pământ, probabil că a fost gelos că sunteți sau geloasă că sunteți cu altcineva. Repet, da? Au fost niște chestiuni secrete. Marea Preoteasă, Marea Preoteasă, sunteți și voi semn de semnul peștilor. Dar persoana își dorește foarte mult. Această persoană care vrea să se implice, și care lângă altcineva nu a putut trăi momentele de pasiune pe care le simte lângă voi. V-am zis, există un personaj, un bărbat care are în spate o relație. O relație, da? În care este deja legat, da? Și celălalt personaj, bărbat sau femeie, da, semn de foc, are o altă relație, dar în care n-a fost satisfăcut, în care tot a așteptat, așa văd, da? Aici nu sunt legături, aici este doar așteptare. Niște pofte, niște fantezii pe care nu au putut fi satisfăcute alături de vechea persoană și probabil că va lăsa această veche persoană ca să fie cu voi. Posibil. Pe de o parte, v-am zis, vă echilibrați voi viața personală în momentul în care vă dați șansă la dragoste, la pasiune. Și dintr-o întâlnire pasională se poate naște ceva de lungă durată. Da? Și persoana cu răbdare se va implica, 8, da? Se va implica pentru că eventual persoana respectivă, dacă a avut o balanță, pentru că văd și semn de aer aici, alege între persoana aceea geloasă și persoana aceasta care este mult mai calmă, mai stabilă. Intuitiv simte că este o relație karmică sau, eu știu, dintr-o altă viață, nu neapărat karmică, în sensul negativ, poate să fie și dharmică. Sunteți suflete perechi, v-ați mai întâlnit, ați mai fost împreună în altă viață. Da? Și își dorește stabilitate, 4 de bâte, își dorește să fie jucăuș, da? Nu să aștepte, da? Asta își dorește. Să se bucure de viață, să se bucure de voi, să vă bucurați unul de celălalt, să renunțați la bariere, da? Și la blocaje mentale. Este iar între voi. Este un semn de aer, iar. În fine, e mai complicat. Dar au apărut și la alte cărți chestiuni complicate. Pentru că asta se întâmplă. Chiar dacă voi vă doriți pe cineva,
Posibil mai există în peisaj o altă persoană care vă dorește, da? Cu unii vorbiți, cu alții nu vorbiți, apar personaje, apare și regele de spade. Da. În fine, deci, din punct de vedere intim, își dorește să vă vadă, evident, dezbrăcați, în lenjerie de dantelă, eventual. Și își dorește nu doar o aventură, își dorește un moment care durează, să vă iubiți de dimineața până seara, până obosiți, eventual. Pe de o parte, s-ar putea să fie foarte satisfăcut, mulțumit de situație și să-și dorească să vă lege într-un fel sau altul, nu neapărat practic, da? Deși e posibil să aibă și această fantezie că văd și cătușe, văd și niște chestiuni care leagă. Dar, pe de altă parte, să vă lege din punct de vedere, tocmai pentru că se simte foarte bine cu voi, să vă facă o ofertă stabilă, tocmai ca să vă simtă, să nu vă piardă. Da? Chiar nu vrea să vă piardă. Cam aceasta este etalarea pentru peștișori, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Lunar, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!